Adică tu vrei de la mine, eu să-ți accept toate și tu să nu-mi accepti nimic? Adică unde e? Deci se ajunge de la toleranță la acceptanță și după aceea la tiranie. Tirania unei minorități, foarte vocală de altfel. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și curea și veci veci. Amin. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Dragii noștri, suntem aici cu două grupuri, de fapt. Unul al Cristi Dragomir, pe care îl cunoaștem de mult și pe care îl iubim, și un alt grup care vin pentru prima dată, dacă nu știu, în Sfântul Munte, al lui Vasile, pe care și pe el și grupul lui îl iubim. Nu-i vedeți pe toți, pentru că spațiul este foarte mic. Și am ales să facem această filmare. De ce? Pentru că Vasile are o sumedenie de întrebări pe care mi le-a arătat pe foaie înainte și am zis că datorită faptului că sunt întrebări de interes general și s-o cotesc eu că sunt întrebări cu anumită greutate, dacă doriți, am ales să facem filmarea asta și o să încerc să răspund la întrebări. Bineînțeles că nu sunt eu autoritate, dar încerc pe cât posibil să răspund. Fără prea multe detalii, fără prea multe, cum să zic așa, introduceri, că știu că nu puteți să ascultați foarte multe lucruri pe tema asta, din cauza asta intrăm direct în subiect. Deci, prima întrebare. Părinte, aș dori să ne vorbiți puțin despre patima mâniei, patima cu care eu personal mă lupt foarte, foarte mult, patima care îmi afectează relația pe care o am cu soția mea, dar pe care o observ în jurul meu, începând cu locul de muncă și terminând cu mediul politic, care atât la nivel politic, la nivel parlamentar sau la nivel guvernamental creează disensiuni ce apoi au reverberații în societate și creează adevărate unde de șoc, dar și la nivelul maselor, la nivelul omului simplu, discuțiile politice, am observat și din propria experiență și din experiența altora, aduc foarte des la confruntări care aduc chiar violență fizică. Mm. Văd că ești interesat de politică, nu știam. Adică... Da, bun. Da, patima mâniei. Trebuie să știi că orice om are o parte mânietoare a sufletului lui. Este o parte constituentă a sufletului lui, deci nu există om care să nu aibă parte mânietoare. Problema cea mare este cum este folosită această parte mânietoare. Acolo e problema cea mare. Deci cum o folosești? Partea mânietoare niciodată nu se folosește împotriva persoanelor. Singura persoană împotriva căreia se folosește această patimă ești tu însuți, împotriva ta. Totdeauna partea mânietoare, în sens de mânie, se folosește împotriva faptelor. Adică totdeauna se judecă faptele bune și rele, împotriva faptelor care sunt judecate rele și care trebuie să fie judecate corect ca și fapte rele, acolo se va folosi mânia. Adică fapta asta nu este bună, trebuie să o distrugem, să o terminăm, să o eradicăm. Deci e împotriva persoanelor. Dacă este împotriva persoanelor, asta e formă de război. Formă de război și care, bineînțeles, provoacă traume, provoacă mulțime de lucruri. Primul lucru ăsta. Din păcate, noi astăzi nu știm acest lucru și folosim de cele mai multe ori patima asta împotriva persoanelor. Și mai ales datorită faptului că avem foarte multă iubire de sine, niciodată împotriva noastră și de cele mai multe ori, dacă nu totdeauna, împotriva celorlalți, cum spuneam. Și din cauza asta, până ne educăm patima asta să nu o folosim împotriva celorlalți, primul lucru, prima victorie împotriva mâniei, spun Sfinții Părinți, este că trebuie să se oprească în gât. Adică nu te schizi gura când ești mânios, când îți vine să spui ceva împotriva celuilalt sau mai ales a celuilalt, cum spuneai că vorbești de soția ta, nu deschizi gura. Ții acolo. Da? Să nu iasă. Să nu iasă pentru că este efect al distorsiunii, este efect al mâniei și chiar dacă teoretic și poate și logic ai dreptate, nu o să iasă. Bine, pentru că, după cum spuneam, e produs al păcatului, al lipsei harului din tine. Și asta poți să vezi. Dacă exact același lucru, aceeași idee, o spui când sunteți liniștiți amândoi, este altfel. Lucrurile se rezolvă. Dacă însă o spui în clipa în care cel puțin unul din voi doi sau mai rău, amândoi, sunteți mânioși, nu iasă. Se escaladează. Se escaladează. În cauza asta, principala țintă trebuie să fie aplanarea mâniei, depășirea acestui val întunecat care întunecă mintea. De ce? Pentru că partea mânietoare a sufletului nu face parte din părțile raționale.
Sunt altele, sunt patru părți raționale, dar mânia nu face parte între aceste părți raționale. Și deci în clipa în care mânia este în explozie, părțile raționale sunt întunecate. Principal mintea, adică ochiul, sufletul și logica, da? Și atunci omul nu mai reacționează corect. Și trebuie să lăsăm valul întunecat al mâniei, să avem poziția de ghiocel, cum se spune, adică niște timp, chiar poți să spui, draga mea, acum suntem mânioși, acum nu e bine, hai să altă dată, deci să nu se scaladeze. Și atunci, în clipa în care sunteți liniștiți, veți discuta lucrul respectiv. Și culmea, o să vedeți că lucrul respectiv, 95%, 97% din cazuri, nici mai e nevoie să se discute. Că se rezolvă de la sine. Că am crezut, că mi s-a părut, că mi-au zis. Lucrurile se rezolvă de la sine. Foarte puțin lucruri mai trebuie discutate după aceea. Asta. Și vedeți că oamenii nu este în firea lor să acționeze sub impulsul mâniei. Există antrenamente speciale pentru cei care trebuie să acționeze sub impulsul mâniei, adică soldați, polițiști și așa mai departe. Și vedem că la ora asta există foarte multă brutalitate în rândul poliției, nu știu în România, dar știu în alte țări. Da? De ce? Pentru că ei nu au această pregătire ascetică, de fapt, să acționeze, cum îi spune, să acționeze cu discernământ și își lasă la greu, la liber, partea asta a mâniei, bineînțeles, sub pretextul că servesc statul și că sunt îndreptățiți, au dreptul de la o autoritate abstractă, dacă dorești, să-i bată pe oameni, să-i nenorocească, uneori chiar și pe viață. Niciodată pe tema mâniei. Totdeauna mânia este folosită împotriva răului, împotriva faptelor. Și din cauza asta, totdeauna trebuie să faci foarte clar doamnei tale că ești tu împreună cu ea, împotriva problemei. Spus asta de foarte multe ori. Nu trebuie să fii tu cu problemele tale împotriva ei sau tu împotriva ei cu problemele ei. Pentru că asta naște rupere între voi, distanță între voi. Știi? Și cum spuneam, e formă de război. Și sunt de traume foarte mari. Și asta se vede, mai ales în clipa în care, apropo că cineva a pus o întrebare la fel și a și notat-o, referitor la creșterea copiilor, nu trebuie folosită mânia împotriva copiilor. Dacă omul este mânios pe dinăuntru, dacă inima lui este mânioasă, nu trebuie folosită. Dacă inima nu este mânioasă, atunci poate fi ridicat vocea. Înțelegi? Cum acum a ridicat vocea la tine și tu nu te-ai tulburat. De ce? Pentru că vezi că eu sunt calm. Primești mesajul de la mine că da, nu-i bine lucrul respectiv, dar pe de altă parte nu te tulburi pentru că nu este tulburare înăuntru meu și deci mă validează Dumnezeu. Și pe de altă parte, ca să te mânii asupra cuiva, trebuie să fii validat de Dumnezeu în poziția respectivă. Adică trebuie să ai o poziție care să-ți permită treaba asta. Adică trebuie să fie o poziție ierarhică, de obicei. Ierarhică sau în sens instituțional, adică, eu știu, să fie comandantul unei unități sau părintele, trebuie să fie o poziție specială, o poziție de specialist. Știi? Adică, băi, oameni, ce faceți? Un navă, un duhovnic. Știi? Băi, treziți-vă români. Pentru că cum se spune, lucrarea după fire a părții mânietoare, am spus că este împotriva faptelor și se numește curaj. Curaj. Asta este curajul, bărbăția. Și deci într-un război noi nu mergem, cum se spun, în război, nu facem un război ca să îi omorâm pe ceilalți, ci facem război ca să ne apărăm pe cei dragi. Pentru asta se face războiul. Înțelegeți? Asta este așa, foarte pe scurt, cu mânia. Deci prima victorie împotriva mâniei este oprirea în gât. A doua este totdeauna trebuie să știi și să ai gândul bun că cealaltă vrea să facă binele, dar nu știe, nu poate, nu i-a ieșit, a greșit, i-a scăpat și mai departe, sau situația a devenit astfel încât efectiv nu mai poate să gestioneze. Și atunci, în clipa respectivă, când pui acest gând bun și vezi că este, de fapt, o neputință omenească, atunci te aliezi cu ea împotriva dușmanului comun, care este problema, este fapta, nu este, mi spune, persoana în sine. Asta este așa foarte pe scurt în tema mâniei. Și bineînțeles, cum spuneam, în clipa de explozie nu acționăm. Lasă treacă. Sunt foarte rare cazurile în care trebuie să acționeze cineva. Și atunci sunt antrenamente speciale la trupele speciale și mai departe. Asta. Ar trebui să ne ferim de politicienii care folosesc cumva mânia, uitați ce face cu tare, ne face rău, ne fură țara, vin străinii, temele acestea care stârnesc cumva, care sunt un catalizator de mânie pentru ca masele să se mobilizeze într-o anumită direcție pe care un anumit grup politic, să zicem, le dorește.
Mânia folosită în politică are sens? Are logică? Eu nu urmăresc politica, adică știu foarte puțin. Dar ce se întâmplă? Trebuie să cauți politician care poate să-ți rezolve problema. Știu și în biserică ce se întâmplă. Deci ei spun că fac asta ca să arate răul. Scriptura nu a făcut asta. Scriptura a arătat foarte puțin rău. Scriptura a zis fă binele. Adică eu dacă spun acum că direcția asta este un hățiș și nu te duc în direcția aia, tu zici, da, mulțumesc, părinte, de eu știu, eu am nevoie de drum pe unde să ies. Și deci valoarea unui politician nu constă în spurcarea celorlalți, a adversarilor politici sau, eu știu, așa mai departe, ci constă în oferirea soluției. Oferirea soluției. Deci, întâi de toate, în clipa în care vezi că există un partid sau, mă rog, o forță politică care se ocupă numai de ponegrirea celorlalți, e un mare semn de întrebare. Deci trebuie mult discernământ în clipa în care ponegrim pe cineva. Pentru că, da, îl ponegrești, îl dai jos, dar ce pui în loc? Te pui pe tine? Bun, ok, poate că de cauza asta și ponegrești. Dar ai soluție. Adică trebuie cu conștiință și cu frica lui Dumnezeu că, da, ok, cum eu ajut pe oameni? Că sunt mari probleme. Numai astăzi ce probleme am avut pe mesaj, nu vă puteți imagina. Deci era o femeie care încerca să se sinucidă. Încerca să se sinucidă pentru că nu putea să-și crească copiii. E, cum se rezolvă problema asta, înțelegeți? Deci, problema foarte și asta. Problema asta nu se rezolvă scoțând oameni în stradă împotriva unui termen abstract, împotriva, nu știu ce, răului, împotriva vânzării țării sau împotriva... Nu zic că nu se vinde țara, nu știu, nu urmăresc. Dar trebuie să rezolv problema acestei doamne care astăzi dimineață, vorbesc foarte serios, chiar asta s-a întâmplat, a luat o substanță chimică. De ce? Pentru că ea nu mai reușea să-și crească copii, avea nevoie de cum să spun, de sprijin, așa, și de se deznădăjduiți, o femeie care iubește foarte mult pe Dumnezeu și din senin mi-a trimis mesaj, nu știu cine e doamna, așa, că, părinte, eu îl iubesc pe Dumnezeu, n-am fost în stare de nimic, sunt un zero barat, că se deznădejde. Și după aceea am stat pe mesaje cu ea ca să o ridic de acolo, că deja luase substanța aia chimică care era, ca să o scot, înțelegi? Deci o mare, mare problemă, sunt mari probleme în neam și asta, cum să spun, trebuie date soluții. Soluții. Și întâi de toate aici, biserica trebuie dat soluții. În cauza biserica face politica cea adevărată, dar nu face politica părții, politica parțială, politica de partid, ci face politica lui Hristos, pe un alt plan. Deci că și Pilat și-a dat seama că Mântuitorul este împărat, dar nu e o amenințare pentru el, ci era pe un plan cu totul și cu totul superior Hristos și din cauza asta Pilat încerca să scape pe Hristos, pentru că și-a dat seama că Hristos este dătătorul, să zic așa, vindecării de neam. Adică el oferă soluția, pentru că dacă tu nu vindești pe oamenii ăștia și dacă femeile tinere, că avea doi copii foarte mici erau și mă gândesc că și ea era tânără, că nu avea cum, așa, dacă femeile se sinucid și femeile, cum să zic așa, care au dragoste de Dumnezeu și nu o femeie, să zic așa, nu care umblă prin barul să oferească Dumnezeu. E, și dacă oamenii fură, dacă oamenii sunt păcătoși, atunci tu cum să conduci țara? Că era tot păcat face, tot fură, tot nu lucrează, tot nu o înțelegi. Deci, întâi de toate, trebuie să-i rezolvi pe oameni. Și aici este rolul primordial al bisericii. Și apropo de cei care vorbesc, la un moment dat am avut o experiență fenomenală, că era tot așa un grup și în grupul ăsta se vedea foarte clar că era un politician, adică un lider de opinie, vorbeam, punea întrebări din domeniu și așa mai departe. Și ziceam, deci nu mă pricep, nu știu, așa mai departe. Și la un moment dat, ceilalți oameni ne-au spus, ce să facem? Și eu am spus, oameni buni, mergeți la vot. Trebuie să votați. Și am spus, frate, eu nu mă pricep, deci nu știu arealul politic din România. Așa mai vine câte o idee, dar nu pot să zic. Mergeți la vot. Și atunci omul politic respectiv a zis, nu, să nu se bage, să nu se bage biserica, să nu. Și am zis, stop, să nu înțelege. Deci, întâi de toate, ești cetățean român. Deci, eu pot să spun, pot să-mi pun părerea mea, să spun, votează cu tare, că e părerea mea. Deci, nu mă cenzurez după mine, unul.
E adevărat că asta este o cădere din partea mea, pentru că eu trebuie să mă ocup cu vindecarea oamenilor mai degrabă, nu să le zic eu oamenilor voteze pe cutare și pe cutare. Și pe de altă parte, adică dacă tu vrei să oprești pe oamenii lui Dumnezeu, pentru că credincioșii sunt oamenii lui Dumnezeu, desigur că sunt păcătoși, dar toți sunt nepăcătoși, dar totuși sunt niște oameni care se luptă pentru virtute. Dacă tu vrei pe oamenii aceștia să-i oprești să voteze, înseamnă că tu nu ești al lui Dumnezeu, tu ești cu vrăjmașul. Și e clar, și am observat treaba asta, că toate lucrurile cu, eu știu, nu mergeți la vot, că nu aveți pe cine să votați și așa mai departe, astea de fapt sunt manipulări. E adevărat, într-adevăr, că se pare, încă o dată, nu cunosc foarte bine, dar într-adevăr candidații ar putea să fie mai buni. Dar în clipa în care tu masiv spui oamenilor în vârstă, care au anumită experiență, au anumită, cum să spun așa, trăire de viață și o anumită seriozitate în gândire, spui nu mergeți la vot și lăsați-i pe tinerii manipulabili să meargă la vot, înseamnă că clar se întâmplă ceva care nu este kosher, înțelegi? Desigur că n-am ochii la roz, ăștia chiar măresc, fraților, da? Se vede foarte bine. Deci nu zic că toate lucrurile sunt roze și adică sigur că nu se măsluiesc voturile și așa mai departe. Nu spun că voturile se măsluiesc din punct de vedere a procedurii, cu toate că am auzit de niște saci și de nu știu ce, că să nu vorbesc. Știu clar însă că se măsluiesc din punct de vedere al ingineriei sociale. Deci am văzut prezentarea șefului de campanie a lui Obama, care ăsta avea, deci ăștia aveau niște super, cum să spun, super specialiști și niște analitici, că ăștia știau cât să posteze la minut. Deci la minut pe Facebook și când, da, postări pentru Obama, astfel încât să promoveze postări contra lui Obama, astfel încât să genereze, cum îi spun, un sentiment de protecție, da? Și ce să facă, cum se gestioneze pe oameni, astfel încât oamenii să voteze pe Obama, adică pe cei care, așa. Deci, cum spuneam, nu pot să spun public că n-am văzut dacă se măsulesc din punct de vedere al, eu știu, că se fură saci sau nu știu ce, dar pot să spun foarte clar că am experiență foarte concretă a ingineriei sociale foarte serioase pe tema asta manipulărilor. Înțelegi? Și aici biserica are un rol esențial și din cauza asta este foarte periculoasă biserica. Nu pentru că biserica încă o dată trebuie să spună, băi frate, votați-l cu ăla, pentru că oamenii în ultimii instanță sunt maturi. Ci biserica le asigură oamenilor protecția la manipulare. Le asigură oamenilor libertatea, seriozitatea în gândire, da? Ieșirea din patim, cum spun Sfinții Părinți, ieșirea din dependență. Și imediat, nu pun imediat, cum să zic așa, cum se spune în popor, nu pun imediat botul la un mesaj emoțional care vine pe temirce canal de informat. De cauza asta este foarte importantă biserica și din cauza asta în viziunea unora, acești oameni fac tot posibil ca să nu se amestece biserica în politică. Biserica nu se amestecă în politică, adică biserica zice votați cum spunea cutare, ci biserica trebuie să spună oameni buni gândiți, opriți-vă și dacă este să recomandăm, apropo, să recomand eu pe cineva în politică, vă spun, fraților, nu votați pe cei care spun să nu se amestece biserica în politică. Pe cei care spun să nu... Evident, pentru că înseamnă că ei, lor le este frică de lumina lui Hristos. Și asta este o mare bilă neagră. Pe de altă parte, nu spun și cealaltă extremă, adică să vină preotul să facă în campanie electorală votați pentru partidul cutare. Asta este o... Cu toate că el, ca și cetățean român, poate să facă asta, dar este o decădere pentru el. Pentru că am spus că rolul bisericii este de a curăța pe om, a ilumina mintea, a face pe om să se roage și să gândească corect și atunci omul într-o luminare a minții sale să știe pe cine să voteze. Cumva ați anticipat următoarea mea întrebare referitoare la implicarea noastră ca ortodoxi în spațiul politic, fie din postura de votanți, fie chiar treaptă următoare trecere la un nivel activ de militantism politic, dat fiind faptul că politica este foarte beligerantă și deci cumva este în antiteză cu ceea ce promovează ortodoxia.
Aș vrea să vă întreb despre politicienii care se autoportretizează și fac tot posibilul să ne convingă prin postări, prin discursurile pe care le au în spațiu public, că ei sunt de partea apărării bisericii și spun asta negru pe alb, că ei apără biserica și apără credința strămoșească. Ar trebui noi să fim imediat cumva cuceriți sau ar trebui să luăm seama la anumite semne astfel încât să vedem dacă nu cumva este o înșelare acolo? Da, știi ce trebuie să faci? Trebuie să te uiți la activitatea politicianului respectiv de dinainte. Dacă politicianul respectiv înainte de a fi politician a avut într-adevăr o activitate de iubire de neam, o activitate aproape de Dumnezeu, o activitate pe planul lui, pe planul antreprenorial sau cultural sau așa mai departe. Asta este un mare semn că omul este într-adevăr sincer. Este într-adevăr sincer. Pe de altă parte, dacă vezi că omul respectiv, în clipa în care este politician, cum se spune, se spovedește, asta este marea piatră de încercare pentru politician, adică se spovedește și se împărtășește. Pentru că în clipa în care te spovedești și te împărtășești, trebuie să spui ce faci. Și asta înseamnă o mare smerenie pentru politician și pentru orice conducător, pentru că ideea de, într-adevăr, după cum bine ai observat, mai ales astăzi, nu judecăm persoane, cum spuneam, ci doar fapte. Clar, și printre politicieni, sigur, eu cunosc câte unul, doi, nu foarte mulți, așa, oameni care sunt de mare valoare. Dar clar, duhul este foarte, foarte discutabil, ca să nu zic altceva, știi? Deci în clipa în care un om se află într-un mediu politic care este foarte probabil să fie foarte toxic, știi? El se spovedește și se împărtășește și, cum îi spune, e sincer, adică merge la biserică și face toate celelalte, nu numai cum se spune așa, când vin alegerile sau să fie văzut. Eu cunosc un foarte mare și chiar am făcut un podcast, de exemplu, cu președintele Senatului, președintele ajuns de Senatului, da, cu Ciprian Bucur, da, așa, Dumnezeu să o binecuvinteze. Deci omul când a venit la lacul, nimeni nu a știut că, și el a venit de mai multe ori în Sfântul Munte, și la Vatopet când era și la lacul, nimeni nu a știut că a venit. Da, și el stătea undeva în spate, printre oameni, acolo, deci eu chiar așa, da, era și o chestie de obraz, de rușine, am spus, domnul Ciprian, te rog frumos, hai în față, adică, da, domnul Bucur, că Ciprian, așa vorbesc cu el, apertur, să mergă Dumnezeu, pentru că ne cunoaște foarte multă vreme, așa, hai în față să stai, că, na, e o poziție, o instituție, domnul, Senatul României, știi? Și a fost, an de zile, a fost președintele Senatului. Și zic, nu, da, stai liniștit că stau în spate. E, ăsta este un om sincer. Ăsta este un om sincer pentru că nu caută, cum să spun, să-și valideze poziția și nu caută să-și impună poziția și să, eu știu, să facă ceva de genul ăsta. Asta da, mă. Bine, acum nu urmăresc pe Ciprian ce face și mai departe, dar clar că sunt niște bile albe foarte mari. Pe de altă parte, cunosc niște alte cazuri, nu pot să dau nume acum, că veneau politicieni greci, da? Veneau la mănăstire, la Vatopet, veneau de alegeri. Deci erau mitropolit care în loc să zică, uite, vin politicieni, zicea, uite, vin alegerile. Adică, înțelegi, deci el n-are toată viața lui, sau, mă rog, 99% din viața lui n-are treabă cu biserica. Și în o dată, pentru că știe puterea bisericii, da? Apare acolo și mai ales vrea să fie filmat, vrea să fie și mai departe. În cazul lui Ciprian, eu am insistat să facem podcastul, nu el a zis să facem, înțelegi? Deci asta se poate vedea în viața lui particulară cum este și înainte de a deveni politician. Dar cum a fost? Da, asta. Reziliența în fața răului pare să fie, adică nu pare, cred că este o virtute extrem de importantă în ortodoxie. Și este dictonul ăsta celebru, întoarce-și celălalt obraz, venind direct de la Mântuitorul. Da. Cam care ar trebui să fie limita pe care noi, cei cu măsură mică, care nu avem o trăire duhovnicească extrem de, extrem de mare și ca urmare, suntem foarte ușor de a fi pervertiți. Cam unde ar trebui să fac diferența spui. Între smerenie, între a fi smerit și a fi umilit și cam câți obraj ar trebui să dau spre... Păi câți ai? Câți am? Da. Deci, să ne înțelegem, asta este o mare problemă, într-adevăr, în neamul românesc, în general, că
că aici trebuie făcută distinția între planul personal și planul comunitar. În planul personal, adică dacă cineva te bagiocorește pe tine, întorci câți obrazi poți. E foarte dificil. Dar trebuie să o faci. E poruncă. Trebuie să o faci. Pe plan comunitar însă, adică când este amenințat neamul sau soția, doamna ta sau familia, pe la luat, pe la fugi cu tot la luat. Deci nu trebuie, adică, deci gândește-te acum, dacă ție ți este amenințată soția, fugi. Ferească Dumnezeu. Nu? Dar în clipa în care cineva te înjosește și spune că ești un ticăloș, un așa, tot felul de invective de genul ăsta, el o să aibă mare păcat pe tema asta. Dar tu zici, da, te rog să mă ierți, așa sunt, vai și-am de capul meu. Să nu se scaladeze, să nu se scaladeze. Răstignește-te și cu unul vei avea, înviere vei avea. Dar cum spuneam, dacă zice că huo, că neam românesc și că doamna ta este o ticăloasă, ferească Bun Dumnezeu, da? Zic doar așa, exemplificativ, așa mai departe. O, domnul, stai puțin să nu înțelegem. Asta nu se permite. Nu se permite. Astăzi, din păcate, se vede că este exact pe dos. Știi? Adică în clipa în care cineva ne înjosește cu ceva, ne spune un cuvânt mai rău, imediat ne sare țandăr și facem scandal. Dar în clipa în care, apropo, ne vine în țară și mai departe, nimeni nu se deranjează. Știi? Trebuie să fie exact pe dos. Exact pe dos. În clipa în care este vorba de plan comunitar, se face o nedreptate pe plan comunitar, atunci trebuie... Nu, asta nu se permite. Nu se permite. Trebuie acționat. Menționat. Aici este un caz special în care cineva este o instituție. Este o instituție, adică dacă cineva, de exemplu, apropo de familie, cineva spune soții, de exemplu, sau, nu, spune în public, adică ești tu cu doamna ta și spune ție că ești un ticălos, da, tu spui, te rog să mă ierți. Noblețe. Dar dacă vorbește de tine ca și instituția, adică că tu ești soț și că spune că ți-ai înșelat soția, atunci tu nu spui să te rog să mă ierți. Tu zici, op, asta nu e adevărat. Știi? Că atunci se distruge instituția, e deja plan comunitar. Înțelegi, în clipa în care cineva acționează ca și instituție. Sau în clipa în care cineva, de exemplu, este șef undeva sau comandant undeva și este vorbit de rău și această vorbire de rău aduce prejudicii instituției respective. Asta inclusiv în biserică sau în armată sau undeva. Mai sunt în cazul bisericii unde ajută foarte mult vrăjmașul, diavolul, că se ponegresc preoți, se ponegresc arhierei, se ponegresc așa mai departe, cu scopul special nu a lovi în omul respectiv, sigur, da, ci mai ales în a lovi biserica. Am zis, stop, nu e așa. De? Poate să zică atunci preotul, da, te rog să mergi, că așa e, că sunt ticăloși și așa mai departe. Nu, trebuie făcut distinție. Asta este, și atunci trebuie făcut asta. Și ca să poți să reziști la treburile astea, trebuie totdeauna să-ți aduci aminte de veșnicia ta. Pentru că ești veșnic. Și că lucrul ăsta care ți l-a spus ăsta omul astăzi, în veșnicie se dispare. Așa. Este ca și o piatră care arunce în apă, face niște cercuri, după care dispare și nu e. Da. O ultimă întrebare, părinte. De-a lungul timpului, societatea, fiecare societate în parte, a avut niște cutume socioculturale. Și în cadrul acelor cutume, de-a lungul unei perioade mai scurte sau mai lungi de timp, anumite lucruri au fost considerate normale și altele au fost considerate extremisme. Fără să intrăm prea mult în amănunte, acum, contemporan vorbind, ce era extremist acum 50 de ani, acum este extremist să te opui a ceea ce era extremist. Dar fără să intrăm în amănunte, ceea ce ar trebui să ne ferească de extremism este exact ortodoxia. Și ortodoxia înseamnă echilibru. Așa este. E bine, cum acționăm în momentul în care în ortodoxie pătrund extremisme, iar noi nu ne dăm seama de lucrul ăsta? Da. Totdeauna oamenii au diferite niveluri duhovnicești. Da? Cei mai mari sunt sfinții. Dar sfinții nu sunt și oameni duhovnicești. Nu e vorba de alb-negru, ci e vorba de o crește. Adică, să zic așa, și asta e o grosieră. Adică e vorba de sfânt, e o vorba de om duhovnicesc, după care suntem noi cei mulți. Totdeauna trebuie să ne uităm la oameni duhovnicești din biserică. Cei care devin, nu-i corect cuvântul ăsta, dar trebuie să-l spun ca să fie înțeles de către oameni. De asta cei care sunt influenceri în biserică, da? În sens duhovnicesc, vor să zic. Ava. Vezi ce spune omul respectiv. Vezi ce spun acești influenceri. Ava. Ce spun, cum se spune neam românesc, mari duhovnici. Consensul marilor duhovnici. Asta este biserica. Nu ce spune unul,
nu o părere a unea, ci care este consensul acestora. E, și atunci te ghidezi după asta. Și o să vezi că în timp Duhul Sfânt care lucrează în biserică, pentru că biserica nu este un ONG de ajutor social sau tot felul, eu știu, o structură. Asta nu pot să înțeleagă foarte mulți, că biserica este de la Duhul Sfânt și este vindecătoare. Deci avem pe acești oameni vindecați, care sunt sfinții, sunt mari duhovnici, sunt oameni duhovnicești, și consensul lor stabilizează părerea de Duhul Sfânt, stabilizează adevărul. Și atunci vezi în timp ce spun acești oameni și extremismele se elimine de la sine. Pentru că ăștia devin foarte extremiști și nu reușesc în timp. Nu reușesc, se încrâncenează, au o mania persecuției, cred că nimeni nu înțelege, în continuu dau cu pumnul masă că noi avem adevăr și iese la iveală ura lor. Deci agresivitatea lor. Și mai ales când avem poruncile Domnului și niște de exemplu că spune Domnul că într-o aceasta veți cunoaște că sunteți ucenicii mei, dacă dragoste aveți între voi. Ei, când el are în continuu mania persecuției și spune în continuu că orice se întâmplă îl rănesc sau așa mai departe, păi unde-i dragostea? Adică tu vrei de la mine, eu să-ți accept toate și tu să nu-mi accepti nimic? Adică unde e? Deci se ajunge de la toleranță la acceptanță și după aceea la tiranie. Tirania unei minorități, foarte vocale de altfel. Despre ce vorbim? Deci astfel de vedem extremele uitându-ne la oamenii cei mai vindecați în biserică, cum spuneam, la Ava, la Marii Duhovnici, la oamenii duhovnicești, consensul lor, în timp. Mulțumesc, Părinte. Să te binecuvânteze Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu. Da, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, milește pe noi. Amin. Amin.